Primarul Mihai Chirica a anunțat luni pe o rețea de socializare că la primele ore ale dimineții a ajuns la Iași primul tramvai nou cumpărat. După 45 de ani de la ultima achiziție a unui astfel de mijloc de transport în comun în oraș. Tramvaiele sunt produse de o companie poloneză și au fost achiziționate în urma unei licitații organizate de Ministerul Dezvoltării cu fonduri europene. Acestea vor avea o capacitate de transport totală de minimum 230 de locuri, din care minimum 30 pe scaune fixe, nerabatabile și individuale. Dotările noilor tramvaie includ aer condiționat, instalație de încălzire, sistem supraveghere video interior și exterior, echipament pentru anunțuri vocale exterioare în stații pentru persoanele cu dizabilități de vedere, instalație electrică a echipamentelor de ticketing și o instalație de informare a călătorilor atât la interior cât și la exterior, sistem de numărare a călătorilor prin senzor video 3D. Municipiul Iași va beneficia și de 16 tramvaie contract în valoare de circa 168 de milioane de lei, 20 de autobuze electrice de 12 metri, al cărui contract de furnizare este în valoare de aproximativ 67 de milioane de lei și 24 de autobuze electrice de 10 metri, pentru care se vor cheltui aproape 65 de milioane de lei. Astfel, în parcul destinat acestora vor ajunge 76 de mijloace de transport electrice în valoare totală de aproximativ 462 de milioane de lei.